Totul s-a întâmplat la 7 ani. Aruncat de la balcon cu nisip. Oh! Mama mea, ce-i dă? Oh! Hai de mine, ia supărați-o pe mama, mă! Mai pune la loc, mai dă tură, mamă, că e mai mare. Dă-i la acolo, dă-i la acolo, dă-i! Nu te opri, nu dă-i! Nu te-ai scutat. Mă știi când dormeați și ți-am spart balonul la cap și a sărit telecomanda și au căutat-o 2 ore pe casă? Stai că s-a răzgândit. Dă-i, mamă, tine-ți bați! Deci mă enervez, gata, m-am înroșit, mă enervez. Aia e supărarea mea cea mai tare. Ambiția lui de a nu merge la liceul la care eu vreau să meargă. Bă, stai un an de zile în casă, terorizează iar vecinii. Adică la 3 dimineața, nu era vorba de numai după amiază. La 3 zile dădeam gata o piesă cu tot. Deci și la 6 mergeam la muncă noi. Ai plecat în club să cânti? Da, da, e prima oară când l-am văzut. Lemne, lemne. Mă știe și Sișu, ești nebun. Și a mai dat și bani de taxi să se ducă cu taxiul la club să cânte. Vezi că mai are viață în el monitorul ăla. Hai, băi, să nu te lovești. Mă știți, mă, Chris Cross? Uite, poartă ca Chris Cross cu salopeta invers. Nu vrea să mănânce ciorbă și nu vrea să își facă lecțiile atunci când trebuia și mai dădeam una. Ia da, Marița! Păi iată-mă, știu că ți-e greu, iar eu nu pot fi acolo, lângă tine mereu. Iată-mă, mamă, nu-i vina ta, am plecat să-mi fac un nume în lumea asta rea. Iartă-mă, mamă, te voi suna. Pam, pam!